Atmosfera în tabăra Energiei e una sobră după eșecul cu Suceava. Elevii lui Andrieș nici nu concepeau să pierdă acest meci. Am avut un meci, din punctul meu de vedere, un meci destul de bun cu Suceava. Chiar în unele momente, cred că ne-am ridicat la un nivel destul de înalt. Au apărut greșeli, sunt normale și cred că asupra jocului și-a pus amprenta și maniera de arbitraj. Este un start de campionat pe care l-am început mai rău puțin, însă mai sunt destule etape în care putem să recuperăm punctele pierdute în meciul cu Suceava și eu chiar cred că o să facem lucrul acesta. Eleghe și compania se așteaptă la un sezon mult mai puternic ca precedentul și asta datorită reducerii numărului de echipe de la 14 la 12. Este un campionat foarte echilibrat în care trei echipe sunt acolo sus, Odorheiu, Bacău și cu Constanța, clar. Însă celelalte echipe pot face surprize plăcute și neplăcute. Da, un campionat care cu siguranță va fi mai echilibrat decât s-a anticipat, pentru că la început toată lumea vedea ca Ploieștiul deja căzută fără să înceapă și uitați că a câștigat cu Bacău, noi am câștigat destul de greu și chiar sunt o echipă destul de solidă și la Ploiești nu știu câte echipe vor reuși să scoată puncte, exceptând Constanța. Fanii cei mai pesimiști vorbesc deja de un sezon în care Energia se va chinui să evite ultimele două locuri care duc în Liga a doua. Problema este că, nu, dacă jucăm la adevărată noastră valoare, nu, n-avem cum să ne batem la retrogradare. Însă, este un campionat foarte echilibrat și trebuie să fim atenți. Să tratăm meciurile cu atenție și concentrat și atunci că nu vor fi probleme de acest gen.